Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preiubiții noștri, mir și frați, Hristos a înviat, adevărat și slăvit să fie Domnul. Amin. Deși nu ne-am îndepărtat prea mult de această sărbătoare, dar am dorit ca de fiecare dată cu orice prilej să-L găsim pe Hristos viu în viața noastră. Pentru că aceasta este dovada învierii Lui, aceasta este dovada copiilor care L-au primit pe El în viața lor, care au descoperit prin lumina aceasta care este Hristos și toți cei care s-au împărtășit din această lumină, toți cei care au fost cuprinși de această lumină, ei au rămas în mijlocul acestui întuneric o lumină, o stea strălucitoare care strălucește prin acest întuneric și privirile tuturor oamenilor, acelor care ne înconjoară, acelor cu care lucrăm, acelor cu care călătorim, vede această lumină. Pentru că Hristos este lumina. Și El ne-a adus, și El caută să ne strângă mereu prin această lumină și vrea ca să facă din fiecare din noi un suflet viu. Vrea ca să ne facă să ne dăruiască viața, pentru că pentru aceasta a venit în lumea aceasta. Dragii noștri, suntem în seara aceasta în localitatea frăților voastre cu acest prilej al acestor doi frați. Și am vrea să citim împreună câteva cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta pe care Domnul ne l-a lăsat ca prin el, care este Cuvântul lui Dumnezeu, prin el să aflăm calea, prin el să descoperim adevărul și prin el să putem căpăta viața noastră. Și vom citi împreună din 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită,
pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Dragii noștri frați și surori, am citit cuvintele acestea, prin care așa, după cum am amintit, nu ne-am îndepărtat prea mult de această sărbătoare. Și Sfântul Apostol Pavel, Petru, reamintește din nou aceste cuvinte. Vrea ca să ne retrezească din nou, ca în ziua aceea din tâi, când noi am strigat și am spus din toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, Hristos a înviat. Hristos a înviat, fraților și surorilor, pentru că El ne-a adus viața și prin El noi astăzi ne bucurăm. În numele Lui noi astăzi ne-am strâns. Prin această lumină care ne-a călăuzit timpul vieții noastre, în călătoria aceasta, ne-a strâns la oaltă și ne-a înfrățit. Ne-a strâns la oaltă ca să ne putem bucura. Ne-a strâns la oaltă ca să ne putem petrece ziua bucuriei noastre. Ne strânge la oaltă ca să ne putem simți înfrățiți de sângele lui Hristos, de crucea lui, de moartea lui și de învierea lui. Și prin aceasta simțim cugetele noastre, simțim dorurile noastre, simțim căutările noastre aici în lumea aceasta, că se îndreaptă spre patria cerească, se îndreaptă spre patria pe care Domnul ne-a promis-o că ne-o va da în ziua aceea, spre țara aceea pe care El îi va binecuvânta, îi va răsplăti și îi va ferici cu cununa sa cea veșnică, cununa slavei sale, când vom sfârși această călătorie, când ne vom sfârși viața aceasta pe brațele scumpului și dragului nostru Mântuitor. Sfântul Apostol Petru spune, pentru că prin ea noi ne putem bucura. Ziua aceasta, puterea aceasta care ne-a păzit și ne-a călăuzit, ne face să ne îndreptăm mereu privirile noastre și gândurile noastre. Ce ți-a făcut Dumnezeu, ce ne-a făcut Domnul fiecare dintre noi? Oricât ne-am străduit noi, oricât ne-am luptat, orice am câștigat pe lumea aceasta, nu ne poate da această fericire, nu ne poate da această nădejde, nu ne poate face ca să fim veșnic și veșnic fericiți, pentru că tot ceea ce este aici este trecător și noi suntem călători prin lumea aceasta. Și Domnul ne promite prin aceasta, voi, neavoi, bucuria aceasta, ziua aceasta, vremea aceasta, neavoi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Cu siguranță că prin lumea aceasta prin care trecem, și Sfântul Apostol Pavel spune că veți avea necazuri, fraților și surorilor. Dar continuă el și spune, suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Ceea ce noi nu putem bănui, doar vedem prin mica, prin puțina noastră credință. Dar atunci ne vom uimi când vom ajunge în împărăția Lui, de ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu să ne dăruiască. Suferințele acestea, lacrimile acestea, cruda aceasta, munca aceasta, osteneala aceasta, ea nu va fi zadarnică. Dar dacă ne vom strădui, dacă ne vom lupta, dacă ne vom da toate silințele noastre pentru ca să putem intra și noi pe ușa cea strâmtă. Ușa aceasta care nu se poate intra oricum pe ea. Ușa aceasta care ne face doar să ne putem strecura cu
ceea ce este pe noi și prin noi. Și în rest, nimic altceva nu putem lua cu noi, ci ea este... De aceea Domnul Iisus spune că cine va intra pe ușa aceasta va afla pășune. Cine va intra pe ușa aceasta va afla și va găsi împărăția lui Dumnezeu. Și vom citi câteva versete cu prilejul acesta și bucuria aceasta pe care ne-au prilejuit-o frații, doar două sau trei versete de la Matei, capitolul 25. Cu versetele 4, 5 și 6. Dar cele înțelepte împreună cu candele au luat cu ele și untele în vase, fiindcă mirele zăbovea să vină. Au ațepit toate și au adormit. La mediul nopții s-au auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Aminte, fratele, mai înainte de prilejul acesta al logodnei. Citeam într-una din reviste, spune că în Israel, poporul Israel este o datină și după cuvântul pe care Domnul îl spune, căci atunci când mirele își caută mireasa lui și după ce se hotărăsc în această legătură pentru ca să-și ducă viața aici pe pământ, spune că timpul acesta al logodnei este timp de un an de zile. Dar mireasa spune că ea trebuie să fie pregătită pentru că timpul este hotărât, dar mirele nu știe la ce strajă sau când vine mirele. Mirele poate să vină la o săptămână, la o lună, la 5 luni, la 6 luni și poate să o găsească nepregătită. Dar de aceea spune că ea trebuie ca să se pregătească ca atunci când vine mirele să-l poată să-l întâmpine cu bucurie. Fraților și surorilor și frate soră Daniela și frate Timotei, timpul acesta pe care este rânduit de Dumnezeu pentru frățiile voastre a ajuns la capăt al căutării frățiilor voastre. Și timpul hotărârii în seara aceasta este bucuria a fiecărui om care locuiește pe pământ. Dar dincolo de bucuria aceasta, așa cum amintea fratele, căci Sfântul Apostol Pavel spune că eu v-am logodit cu un mire, mirele Hristos. Logodna aceasta pe care ne-a făcut-o cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu face ca și noi să ne pregătim, pentru că nu știm la ce strajă din noapte va veni mirele. Și pentru că El, atunci când va veni, ca bucuria Lui să fie de plină și bucuria noastră să fie de plină, trebuie ca să ne putem pregăti, ca atunci când El va veni să-L putem întâmpina cu bucurie. Să ne ajute Domnul, să ne dăruiască puterea aceasta, călăuzirea aceasta, pentru ca cu toții care suntem în seara aceasta, în locul acesta, și nu numai noi, ci Domnul Iisus a venit pentru fiecare om și pentru fiecare om și-a dat viața, pentru fiecare suflet și-a întins brațele de bunăvoie pe cruce, pentru ca să poată să-și capete mântuirea. De aceea să ne rugăm Domnului, care este Mântuitorul nostru, mirele nostru, să ne dăruiască această putere, pentru ca să ne putem pune și noi uleiul în candelele vieții noastre, ca atunci când El va veni, candelele noastre se poate să ardă, să-L întâmpine cu bucurie și noi să sfârșim cu bucurie în brațele sale. Călătoria aceasta,
slăvindu-i și binecuvântându-i numele Său cel Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul. Ce Hristos a înviat!